Consiliul Județean se pregătește să organizeze ziua porților deschise la cetate și la muzeele din Suceava în data de 1 august. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Consiliului Județean, Nicolae Barb. Nicolae Barba a arătat că în urma interesului mare manifestat de suceveni pentru a vizita unitățile muzeale ale Muzeului Național al Bucovinei, constatat la evenimentul Noaptea Muzeelor, care s-a desfășurat sâmbătă, s-a propus organizarea în data de 1 august a unei zi a porților deschise. Vom provoca și alte instituții de cultură, muzee din județ, să fie implicate. Apreciez că această dorință de a vizita muzeele se datorează în primul rând faptului că cetățenii vor să participe la evenimente, de a fi, la un moment dat, într-o acțiune care să fie și de socializare, cu atât mai mult cu cât au trecut printr-o perioadă în care astfel de evenimente au lipsit din cauza pandemiei.